trei europarlamentari cu o activitate deosebit de importantă în Parlamentul European. Pentru că întrebarea a fost deja adresată, le dau cuvântul direct, să nu mai pierdem foarte mult timp, și am să încep cu doamna Adina Vălean, vicepreședinte al Parlamentului European. Vă rog. Mulțumesc. Aici aș spune pentru început două lucruri. În primul rând, pentru că s-a vorbit de transparență democratică, cel mai important lucru în alegerea Comisiei Juncker este acela că președintele Comisiei, domnul Juncker, a fost candidatul PPE pentru poziția de președinte al Comisiei. Cu alte cuvinte, am ajuns pentru prima dată să alegem dintre candidații în președinția Comisiei pe cel care s-a plasat în alegerile europene cu cel mai mare număr de voturi sau de mandate reprezentantul partidului respectiv. Acesta este o premieră pentru Parlamentul European și este un lucru care arată faptul că Parlamentul și-a întărit poziția în raport cu celelalte instituții europene. În al doilea rând, apropo de votul de astăzi, depinde de unde privești. Asta a spus că este un vot strâns, dar față de compoziția actuală a Parlamentului, cu atât de mulți neafiliați, eurosceptici, apoi și euroreformatorii cu o stângă destul de numeroasă, nu a fost un vot atât de strâns, a fost un vot care a confirmat coaliția principalilor partide din Parlamentul European pentru susținerea democratică a unei comisii europene solide și pro-europene, pentru că asta este de fapt baza colaborării și cooperării între PPE, socialiști și alte. Mulțumim. Vă rugăm domnul Victor Boștinaru, vicepreședinte al Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților, să ne răspundă. Câteva remarci alăturându-mă comentariilor distinse mele colege din Avalean. O constatare rece. O treime din Parlamentul European a votat astăzi împotriva investiturii Comisiei Europene, ceea ce arată că aproximativ o treime este în mod sistematic hotărâtă să blocheze procesul european. De aici derivă responsabilitatea enormă a principalelor grupuri politice pro-europene, PPE, SND și ALDE, de a lucra împreună și de a garanta majorități pe toată durata acestui mandat. Acest lucru s-a întâmplat foarte repede, s-a întâmplat mai repede decât a făcut-o Consiliul și, în egală măsură, a garantat, tocmai datorită rolului Parlamentului, o amendare considerabilă a programului Juncker, așa cum fusese el convenit în iulie. Al treilea element este vorba de o comisie cu un mult mai evident profil politic, mult mai evident decât cea anterioară, ceea ce dovedește odată în plus că noul președinte al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, care a vorbit o altă limbă decât a predecesorului său, Barroso, și în termen și în conținut, a fost foarte atent la discuțiile și negocierile pe care le-a avut cu Parlamentul. Și ultimul lucru pe care aș dori să-l spun, întrebarea noastră viza ce este cel mai urgent lucru pe care ar trebui noua comisie odată investită să-l facă. Cred că angajamentul de astăzi, care a fost explicit, 300 de milioane de miliarde de euro, fresh money, pe care președintele Jean-Claude Juncker i-a promis în timpul negocierilor, și aici sunt bucuros să spun că a fost un sprijin consistent din partea grupului meu în această direcție, acești bani vor fi aduși în fața Parlamentului sub formă de proiect ca atare până la începutul lui decembrie și trebuie să luăm foarte în serios promisiunea președintelui Juncker. Sigur, celelalte lucruri la fel de importante, precum negocierea acordului comercial și de investiții cu Statele Unite ale Americii, este așa numitul TTIP, în care astăzi președintele Juncker a spus în mod explicit că așa numitul mecanism de rezolvare a disputelor dintre investitori și state, Investment State Dispute Settlement, va asigura protecția intereselor statelor membre ale Uniunii Europene. Era un lucru foarte important pe care grupul meu, dar și Parlamentul European l-au cerut și președintele Juncker l-a subliniat. Închei spunând că este o comisie care s-a angajat în mod sistematic să coopereze cu Parlamentul European și asta este o mare victorie democratică.
Mulțumim foarte mult, doamna Norica Nicolae, vicepreședinte a grupului Alianței Liberale și Democratice. Sigur, și ALDE s-a alăturat acestei coaliții pro-europene, pentru că în momentul de față nu cred că ne puteam permite să nu avem o comisie europeană. Dacă lucrurile s-ar fi blocat, situația europeană s-ar fi înrăutățit și nu puteam să ne asumăm o asemenea ipoteză în legătură cu construcția europeană. Noi însă nu am fost foarte fericiți. Votul de astăzi ne-a îngrijorat, pentru că el este expresia unei stări de lucruri în Europa. Și în opinia mea, mandatul domnului Juncker va fi un mandat foarte dificil. De el depinde ca aceste 276 de voturi, în care am inclus și cele 67 împotrivă, să nu se multiplice la viitoarele alegeri din 2019. Ca atare, demers și comportamentul Comisiei va trebui să fie unul care să servească cetățeanul european și mai puțin interesele guvernelor, așa cum s-a întâmplat în mandatul Barroso. Sigur, promisiunea de 300 de miliarde pentru investiții, pentru că avem un deficit de 500 de miliarde și targetul nostru este să îmbunătățim ocuparea, este o problemă socială și politică reală în ceea ce privește șomajul în Uniunea Europeană și stagnarea creșterii, este un target dificil de atins. Domnul Juncker spunea astăzi că nu este o promisiune acest pachet care va veni înainte de Crăciun, ci este o afirmație. Fără îndoială, e o necesitate la care se vor gândi toate grupurile într-o viziune constructivă și vor trebui găsite resursele. ALDE nu dorește să fie doar o parte decorativă a acestei coaliții, dorește ca ceea ce domnul Juncker s-a angajat în numele Comisiei să se realizeze și vom fi componenta coaliției pro-europene care va fi absolut critică. Noi considerăm că în momentul de față domnul Juncker nu mai trebuie să fie reprezentantul unei familii politice, ci trebuie să fie cel care servește cetățeanul european. Dacă va servi doar familiile politice, va avea în ALDE nu un adversar, însă un critic ferm. Sper însă că dincolo de componența comisiei și de toate discuțiile care au fost parte la această comisie, mai mult decât cele precedente, pentru că au fost puși sub semnul întrebării mai mulți comisari europeni din punct de vedere al performanței profesionale, din punct de vedere al conflictului de interese, al profilului moral, și mă refer la comisarul propus de Ungaria, va fi destul de dificil pentru domnul Juncker să armonizeze, mai ales că inovează în materie de administrare a guvernului european cu introducerea acestor posturi de prim-vicepreședinte. Cert este că e o noutate, pentru prima oară avem un prim-vicepreședinte în persoana domnului Timmermans, care probabil va gira dosarele dificile, și mă refer la componenta economică ale Uniunii Europene. Sper însă ca acest mod în care va funcționa comisia să nu administreze, să nu afecteze și coeziunea europeană. Este una din temerile pe care ALDE le-a exprimat. Eu cred că trebuie să lucrăm în mod colegial, fiecare comisar să reprezinte cetățeanul european și mai puțin statul care l-a propus, dar fiecare comisar trebuie să livreze pe politicile la care domnul Juncker s-a angajat și cu care în mare parte suntem de acord, în special în ceea ce privește componenta economică a viziunii lui Juncker. Mulțumim foarte mult pentru aceste prime răspunsuri. Cu acest mesaj, un mandat extrem de dificil al Comisiei Juncker pentru următorii 5 ani. Și niște... L-a și spus, e Comisia ultimei șanse, a spus-o domnul Juncker, n-a spus-o altcineva. Și promisiunile pe care le-a lansat domnul Juncker, dăm din nou cuvântul invitaților din București, de la care așteptăm alte întrebări pentru europarlamentarii prezenți alături de noi. Le mulțumesc invitațiilor Ioana pentru răspunsurile foarte bune. Remarc avertismentul lansat de doamna Norica Nicolae cu privire la existența în Parlamentul European și intenții în Uniunea Europeană acestei minorități, să-i spunem, de centrifuge, căreia Comisia Juncker va trebui să răspundă în mod adecvat. Și îi dau acum cuvântul pentru o întrebare adresată celor care au. Bună ziua și bine v-am pe scurt, o să fiu foarte scurt. Una din prioritățile
actuala comisie este evaluată. În ce măsură vă așteptați să vă așteptați nou tratat în timpul mandatului? În ce măsură Parlamentul European un tratat fie de reformă, fie de reformă? Din păcate... Dacă am înțeles corect, da. Okay. Întrebarea dumneavoastră ține de, de posibilitatea unei noi propuneri sau modificării tratatului constituțional. Tratatului de la Lisabona. Asta a fost de la Lisabona. Da. Și dacă există posibilitatea în Parlament să aducă acest subiect, să înfine comisia are în vedere acest lucru. Nu cred. Cred pentru că, în opinia mea, în următoarea perioadă de timp, ceea ce are de făcut Comisia, ce au de făcut instituțiile europene, este să consolideze politica la nivel european, să nu încerce să introducă noi modificări. S-a vorbit aici de noutatea adusă de propunerea președintelui Juncker în organizarea Comisiei. Noutatea, în afară de o redistribuire sau de o asociere interesantă a portofoliilor, pentru că vedem de pildă împreună energie și climă, vedem un portofoliu nou pentru calitatea legislației. Asta arată că vom avea o comisie care dorește să consolideze ceea ce avem și să încerce să îmbunătățească calitatea legislației europene. Sunt foarte multe, spunea domnul Boștinaru, de promisiuni ferme, cum ar fi cele 300 de miliarde de euro pentru planul de investiții. Ceea ce nu a menționat domnia sa este finalul propoziției, pentru că aceste 300 miliarde de euro sunt aduși ca până acum pur și simplu contribuție de bani publici în investiții, care a fost, să zicem, abordarea apropo de finanțarea publică clasică a comisiilor și a multora dintre guvernele europene, ci acești bani sunt aduși în investiții pentru a atrage investițiile private. Correct. Ori asta arată o schimbare în paradigma, în viziunea privind finanțarea la nivel european, un lucru pe care și eu l-am cerut de foarte multă vreme atunci când am dezbătut în Parlamentul European, de exemplu, noile instrumente de finanțare, cum este facilitatea de conectare europeană. Banii publici sunt atât de puțini încât trebuie să găsim metode de atragere a investițiilor private pentru a putea satisface nevoia de investiții în infrastructură. Ori numai acest final de frază care spune punem 300 de miliarde de euro, dar îi punem ca să atragem investiție privată, arată deja o schimbare în paradigma și în felul de a înțelege politica europeană. Ceea ce mă face să cred că și fără modificări la tratatul constituțional, calitatea legislației europene și felul de abordare va răspunde, să spunem, așteptărilor de schimbare pe care cetățenii europeni le au, pe care reprezentanții unor partide politice europene și a unor state membre, cum este Marea Britanie, le au. Așa încât sper să nu se pună în discuție modificările de legislație apropo de tratatul constituțional. În mod cert, faptul că Europa n-a ieșit din criză, Comisia Europeană astăzi votată nu își va permite să risipească timpul pentru a genera o discuție de altfel foarte lungă și complicată în interior cu Parlamentul și cu statele membre pentru modificarea tratatului. În mod cert, acest lucru nu se va întâmpla și marile grupuri politice sunt de aceeași opinie, dar sunt lucruri care, în mod cert, de asemenea, se vor întâmpla în cooperarea dintre Comisie și Parlamentul European. Mă gândesc și care sunt posibile cu actualul tratat. Consolidarea politicii externe comune, crearea unor capabilități de apărare ale Uniunii Europene datorită experienței cu criza ruso-ucraineană. Mă gândesc la chestiunea negocierii marilor acorduri comerciale, acordul cu Statele Unite, TTIP, acordul de investiții bilaterale cu China.
Toate aceste lucruri vor cere un mare efort și o foarte bună coordonare Comisie, Consiliu, Parlamentul European pentru a le finaliza. Va trebui construită Uniunea Energetică. Uniunea Energetică din perspectiva nu doar a dimensiunii comerciale sau a utilității energiei, ci și a dimensiunii securitare. Astea presupun un lucru foarte important și care nu s-a exersat până acum. Coordonarea între marile politici. Spre exemplu, înaltul reprezentant pentru politică externă, Federica Mogherini, va avea un rol explicit de coordonare a politicii externe, de securitate, apărare, a comerțului internațional, a programelor de dezvoltare și ajutorului umanitar și ajutorului internațional pe care Uniunea Europeană le făcea până acum mai degrabă disparate. Ori aici e mai puțin de inventat cât mai ales de practicat și un lucru extrem de important pe care doresc să-l subliniez și acest lucru a fost confirmat de toți candidații de comisari, indiferent de afilierea lor politică. Această coordonare va crea posibilitățile și condițiile pentru ca Europa să arate la finele acestor 5 ani ca o mai aproape de modelul federal, inclusiv transferul de suveranitate națională presupune o excelentă cooperare și depășirea unor frustrări, unor dificultăți, iar pe de altă parte rezultatele pozitive pe care noi le așteptăm vor face posibilă pavarea drumului către afirmarea cu adevărat a unei entități federale, Uniunea Europeană, care totuși, să devină totuși, un mare actor totuși, global. Totuși, asta nu este un lucru asumat de președintele Juncker, nimic care conține cuvântul federal în el. Nu este, dar... Și eu mă bucur foarte mult că dumneavoastră sunteți un pledați foarte puternic pentru... Europa, calitatea ca viitoare să fie actor global, nu va comisia, putea să, decât să avanseze către acest este opinia dumneavoastră, nu este angajamentul lui Juncker, este un lucru pentru care este acuzat de exces de federalism, iar eu cred că tocmai pentru a ține împreună toate forțele progresiste, inclusiv cele care nu doresc un viitor pe termen scurt federal al Uniunii Europene, de aceea nici nu există un angajament în această direcție. Asta deci, nu înseamnă că spunem... n-ar trebui să începem să lucrăm la acest lucru. Este opinia domnului Voștinaru, dar nu a fost angajamentul Comisiei. Nici nu poate fi opinia domnului Juncker, pentru că asta ar presupune o reformă constituțională de amploare. Sigur. Ori Uniunea Europeană a fost confruntată cu două eșecuri de amploare, mă refer la propunerea constituțională, pentru că tratatul de la Lisabona este o formulă sui generis din punct de vedere juridic de avarie. Este un tratat constituțional, în realitate interguvernamental, pentru a salva proiectul constituțional european și a da o șansă reconstrucției, tratatul dacă vreți. De la Nisa. Sigur, tratatul de la Nisa. Problema este, însă, pe care doamna profesor a ridicat-o, se află în atenția multor analiști a opiniei publice. Sunt rumori că prin prezența lui Juncker în fruntea Comisiei, că a fost președinte al Eurogrupului, există riscul ca domnul Juncker să fie în primul rând președintele Comisiei Europene pentru statele membre din zona euro. Eu cred că lucrul ăsta nu se va întâmpla, pentru că declarația de final m-a încurajat a domnului Juncker este în continuare un mare susținător al modelului social european. Asta presupune că a înțeles foarte clar că orice încercare a vreunui stat membru, și trebuie să recunoaștem foarte sincer, sunt câțiva care sunt mai egali, pentru că sunt mai mari contributori, mai persuasivi și mai motivați politic să-și impună viziunile în Uniunea Europeană, în Consiliu mă refer, orice încercare de a regândi în această perioadă de criză o reformă constituțională poate duce la o fragmentare majoră. Ori nimeni nu-și dorește lucrul ăsta. Toți declarăm că dorim mai multă Europa. Singurul mijloacele prin care dorim această Europa mai mult sunt total diferite. Nu cred că cineva își poate asuma riscul în această perioadă să propună o reformă constituțională profundă, o modificare solid substanțială a tratatului de la Lisabona. Nu este nici timp, pentru că prioritățile sunt altele. Și dacă aceste priorități, în opinia mea, nu sunt antamate și livrate publicului european în 2 ani, această comisie riscă să aibă foarte mari probleme cu Parlamentul. Mulțumim foarte mult! Din studioul de la București, vă rugăm să adresați următoarea întrebare pentru
pentru invitați, care va fi și ultima, deoarece timpul dânșilor nu permite o depășire. Ai o agendă foarte încărcată și vă rugăm să ne puneți o întrebare astfel încât să putem încheia. Reținem din răspunsul pe celor trei distinși invitați că o reformă a tratatului nu este pe agenda, cel puțin nu pe agenda Parlamentului European pentru acest mandat. Mai reținem și ideea că Statele Unite ale Europei mai au de așteptat în următorul mandat, chiar dacă acest guvern de opinie continuă să susțină interes în interiorul elitelor europene. Și pentru aprofundarea discuției dau microfonul colegului Dan Cărbunaru pentru a vă adresa o întrebare. Dan Cărbunaru. Domnule Boștinaru, cum tot ce veți face noul dumneavoastră mandat în elitelor parlamentar? Întrebarea mea cu forma în care s-a votat astăzi Comisia Juncker, până la urmă era o forma unui aranjament prestabil. Imediat o să. Legată de fondul, v-a convins opinia domnului Juncker? Va fi domnul Juncker, sigur, tot popular, ca și domnul Barroso, devenind între timp mai impopular, mai nordic, mai apropiat de cultura germană, vorbitor de limba germană, de altfel, principalii candidați ca și europene aveau acest moment. Va deveni cumva prizonierul, pe de parte, a acestei dependențe de discuția din Parlamentul European tot mai puternic. Respectiv, unor state puternice care vor dori în continuare să-și impună voința, mă refer acum la Germania, mă refer la Franța, are o viziune de putere încât să-i convingă pe toți sau va deveni pur și simplu urma forțelor care îi stau în jur pentru a sprijini? Pentru că în funcție de acest răspuns vom da seama cât de puternic de întrebarea dumneavoastră are o doză mare de subiectivitate, ori noi nu putem da decât răspunsuri obiective. Este de altfel o întrebare care e legată de mai degrabă de o analiză din partea unui analist sau comentator politic. Sigur că nu există și nu putem accepta ideea că sunt anumite state membre care își impun voința împotriva altora. Totuși, până la urmă, fiecare are mai mult sau mai puțină influență, nu numai după cât contribuie la bugetul Uniunii Europene, ci are mai multă sau mai puțină influență după cum se prezintă în fața celorlalte state membre și prin cine se prezintă în fața celorlalte state membre în instituțiile în care noi cu toții acționăm. E vorba de Parlamentul European. Dacă noi românii stăm mai buni, cu mai multe idei, cu mai multă cunoaștere, sigur că ne facem remarcați. Dacă e vorba de Consiliul European, dacă guvernul României este reprezentat într-un mod competent, care să, pe de o parte să protejeze interesele României și pe de altă parte să-i facă respectați de către celelalte state membre, de asemenea, vom câștiga. Acum, pentru că am vorbit mai devreme de schimbarea unei paradigme și unui alt fel de a face, de exemplu, finanțarea în Uniunea Europeană, vreau să vă spun că România va fi destul de lovită dacă nu se dezmăticește destul de tare, pentru că așa cum am văzut pe toate evaluările, de exemplu, apropo de atragerea fondurilor de la Banca Europeană de Investiții, care este anunțat acum de Comisia Juncker ca fiind unul din jucătorii importanți pentru finanțarea proiectelor de investiții din Uniunea Europeană, România era pe această listă de atragere a banilor de la BEI, undeva la coada completă a listei cu 0,00% din posibilitățile de atragere. Folosirea instrumentelor financiare pentru finanțare, toate acestea sunt competențe de natură economică pe care eu nu le văd în România, dar care sunt ceea ce înseamnă lumea modernă de astăzi. Ori dacă noi nu putem să ținem pasul, nu ne putem supăra pe alții, pe alte state membre, care au reușit să-și dezvolte în timp, că sunt serioase și își văd de ceea ce au
de făcut și câștigă poate chiar în detrimentul altora. Deci nu cred că trebuie să interpretăm lucrurile că domnul Juncker va fi influențat sau va face politică în favoarea uneia sau altuia. Noi trebuie să ne gândim ce are România de făcut ca să poată să avanseze pe poziția pe care populația ei, reprezentarea ei în instituții, i-o conferă, dar care este astăzi, până la urmă, o formă fără fond. Aș spune din start, împărtășind opinia, că astăzi Parlamentul European l-a judecat pe domnul Jean-Claude Juncker pe baza programului pe care ni l-a propus în iulie și pe baza amendărilor la acest program în negocierile cu grupurile. A personaliza, cred că e chiar riscant. Doi, toți cei care îl cunosc pe domnul Jean-Claude Juncker pentru activitatea sa și o spun ca unul care sunt socialist, nu sunt de la PPE, el este cunoscut pentru profilul său de om de stat independent. N-a fost niciodată un partener ascultător de cineva sau de ceva. Astăzi, în Parlamentul European, domnul Jean-Claude Juncker a spus un lucru care mi se pare extrem de important. A luptat împotriva guvernelor statelor membre ca să asigure reprezentarea corectă a femeilor în Comisia Europeană, fără să intre în detalii. România a fost la un moment dat subiectul acestor discuții. Doi, domnul Jean-Claude Juncker a spus că va privilegia metoda comunitară împotriva metodei bilaterale și interguvernamentale care au fost preferatele domnului Barroso. Or, această metodă comunitară, spunea, citesc din angajamentul politic al domnului Juncker, parteneriatul cu Parlamentul European. Or, acest lucru, aceasta este garanția evoluțiilor democratice pentru Uniunea Europeană în ansamblul său. Și spunea, adăugând, într-o formulă de cooperare trilaterală, Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul European, pentru că nimeni nu e lipsit de luciditate de a spune că trebuie să declanșăm un război Consiliului. În ultimul rând, spun că domnul Jean-Claude Juncker, prin trecutul său, ca ministru, ca premier, ca șef al eurozonei, a aprobat că modelul european de societate, modelul de evoluție al Uniunii Europene trebuie amendat pentru a câștiga încrederea cetățenilor europeni. O încrederea cetățenilor europeni nu poate fi obținută atunci când practici interguvernamentalismul sau ești ascultător de unul sau două guverne. Și astăzi, domnul Juncker în mod repetat a luat distanță față de practicile lui Barroso. E un lucru fără precedent. Dacă ne uităm la calitatea mesajelor domnului Juncker de astăzi, la modul în care s-a exprimat uneori foarte, foarte acid la adresa unor practici ale Comisiei vechi și a unor acțiuni politice ale Comisiei vechi, sunt motive raționale să credem că această comisie va face ca solidaritatea la scara Uniunii să fie exersată. Și vă mai invit să mai reflectăm împreună la un lucru, inclusiv cei care sunt dispuși să-l considere ca reprezentantul unor state puternice. Compoziția actuală a Comisiei Europene, responsabilitățile de la vicepreședinți la comisari arată că statele mai mici ale Uniunii n-au fost direct deloc lăsate la margine atunci când s-au negociat și alocat folii și acest lucru arată disponibilitatea certă a președintelui Comisiei Europene, dar și angajamentul său politic de a construi o Europa care vorbește de solidaritate nu doar în campanii electorale și în rare discursuri în Parlament, ci trebuie practicată. Și aceasta este cheia prin care citesc declarația sa că este comisia ultimei șanse. Dacă nu vom face toate aceste lucruri, altfel proiectul european riscă să se năruie. Astăzi, în discurs, domnul Juncker spunea că dorește să fie foarte clar că și comisiile dinaintea sa va trata toate statele membre cu egal, cu aceeași măsură. Deci domnul Juncker nu s-a prea delimitat de domnul Barroso, pentru că e o această declarație de principiu. Riscul nu cred că există, sau dacă există, nu este atât de mare. El va deveni însă din preocupările domnului Juncker. Trei piloni sunt principalele preocupări ale domnului Juncker: reformele structurale, credibilitate fiscală și investiții. Aici competiția dintre state, capacitatea lor
de a fi parte a acestor reforme structurale și capacitatea de a investi, pentru că domnul Juncker se referea și la statele membre în acest proiect de investiție, poate însă crea discrepanțe majore și frustrări majore între state. Eu nu cred că este președintele Comisiei care este atașat unor națiuni. Luxemburgul și prezența domnului Juncker în fruntea eurozonei a fost o garanție pentru echilibru și pentru o individualitate a proiectului european. A reușit în acești ani în care a fost președintele eurozonei să creeze coeziune, să împace pe toți competitorii. Este premier din 1996, este un om politic cu foarte multă experiență și cred că este suficient de lucid să-și dea seama că a se poziționa ca reprezentant sau ca anexă a unor state puternice poate vulnerabiliza proiectul european. Este o persoană foarte voluntară, l-am cunoscut în 1998, pe vremea când eram la PNCCD și eram la aceeași familie politică. Deci domnul Juncker cred că va încerca să-și impună poziția politică și viziunea economică statelor membre. Mulțumim foarte mult cu acest mesaj de încredere în, pe ansamblu în, în echipa propusă de domnul Jean-Claude Juncker și de reforma pe care, pe care o aduce. Mulțumim foarte mult invitaților noștri din Strasbourg și vom continua dezbaterea în studioul de la București. Discuția de aici se încheie, așa că îi rog pe colegii din București să preia legătura pentru a continua și a răspunde și la unele din întrebările transmise de cititori. Mulțumesc, Ioana, mulțumesc mult și invitaților.